dragilor, și bine ați revenit din nou pe canalul meu. Că tot este sezonul castraveților, m-am gândit să vă arăt cum pun eu castraveții murați. Așa că, să trecem la treabă. Pentru ingrediente vom avea nevoie de 1 litru, 750 de ml de apă, 300 de ml de oțet, 150 de grame de zahăr. Vom folosi acest plic picant dulce de la Dr. Oetker. Pentru decor am ales morcov și ceapă, castraveți, frunza de la mărar și 3 borcane curate. Pentru un început am pus într-o oală apa, peste care voi adăuga oțetul, zahărul și picantul fix. Acest conținut îl voi pune pe aragaz, iar în momentul în care va da apa în clocot, atunci va fi gata. Să fiți atenți să amestecați din când în când conținutul din oală. Între timp eu voi lua un borcan curat în care vom începe să așezonăm castraveții. Pentru început voi pune jumătate de floare. Voi așeza castraveții pe margini. Voi începe la început cu castraveții cei mai mari. După care la final voi adăuga castraveții cei mai micuți. Și desigur vom aranja cu ceapă. Voi pune ceapă în lateral și 2 morcovi, 2 felii de morcovi mai exact. După care așez castraveții în așa mod încât să încapă cât mai mulți. Pun mici, mari, până umplem borcanul. Atunci când borcanul este plin, îl întoarcem invers să se stoarcă apa care a mai rămas pe castraveți când i-am spălat. Este de menționat faptul că castraveții i-am spălat în 3 ape. Apa este gata, fiert. Vom întoarce borcanele. După care, cu mare grijă, vom adăuga conținutul format în fiecare borcan. Să aveți grijă însă să luați și condimentele care au fost în plic. Și cu mare grijă adăugați în fiecare borcan până este plin. Ultimul pas, trebuie să sigilăm borcanul, adică punem capacul și strângeți foarte, foarte, foarte bine. Este foarte important să sigilați bine capacul ca să se păstreze și să se conserve bine borcanul, iar castraveții murați sunt gata pregătiți de pus la un loc cald, servit desigur la iarnă. Așa că eu vă doresc poftă bună, spor la preparat aceste minunății. Desigur, dacă v-a plăcut și acest video, nu uitați să dați un like, subscribe, să apăsați clopoțelul de notificare și ne vedem săptămâna viitoare cu un alt video. V-am pupat, pa, pa!